Novak Djokovic a câștigat lupta pentru a rămâne în Australia. Judecătorul a dat drept de cauză numărului 1 mondial după un proces care a durat mai bine de 7 ore. Andrei Spas, editor al FNews, este alături de mine și vine cu mai multe detalii. Andrei, cum a câștigat Nole? Ioana Djokovic a câștigat la Melbourne înainte de a juca vreun meci la Australian Open. Documentele, dar și pledoaria avocaților lui Nole au fost cele definitorii în luarea acestei decizii. Judecătorul Anthony Kelly a dat drept de cauză numărului 1 mondial pe baza faptului că decizia de anulare a vizei a fost abuzivă, venind din partea Ministerului Sănătății din statul Victoria. Din acest moment, Novak își poate vedea liniștit de antrenamentele pentru Marele Șlem al Australiei, însă Chris Tran, avocatul guvernului statului Victoria, a adăugat că ministrul imigrării australian îi poate anula viza oricând, pentru orice motiv își dorește. Iar judecătorul a menționat că dacă ministrul ia această decizie, Djokovic poate primi interdicție în Australia până la 3 ani. Andrei, sunt curioasă și ce reacții au apărut imediat după victoria lui Djokovic în instanță. Ei bine, imediat după această decizie care a fost în favoarea lui Nole, evident că fanii sârbului din Australia, din Melbourne, au ieșit pe străzi să mărșăluiască cu tobe, cu trâmbițe, cu trompete, au cântat pe străzile din Melbourne, au făcut un adevărat marș, o adevărată paradă pentru Djokovic. În același timp și unul dintre cele mai, iată, avem chiar acum imagini în direct din Melbourne cu fanii care sărbătoresc această victorie. A mai fost și un ziar, cel mai important ziar și susținătorul numărul 1 din Serbia al sârbului, a titrat pe prima pagină: Nole a învins Australia. Evident, pentru toți sârbii aceasta este o mare victorie. Faptul că Novak Djokovic, cel mai titrat tenismen de la Australian Open, își poate apăra titlul, el este și campionul antitră în acest moment, își poate apăra titlul și poate ajunge la a 10-a victorie la Melbourne în cazul în care va juca până la capăt și va și câștiga acest turneu.